Se conferă titlul de cetățean de onoare al Comunei Vârful Câmpului domnului președinte al Consiliului de Administrație al grupului de firme Elsaco, dr. inginer Valeriu Iftime, pentru contribuția adusă la promovarea turismului în Comuna Vârful Câmpului, reconstrucția Bisericii Sfântul Nicolae, Bogza, și susținerea unor proiecte cultural-sportive cu ecou național. Sigur că despre trecut i-am dat 3-4 repere simple. Acum 35 de ani, adus de Valentina, soția mea, am ajuns în Vârful Câmpului. Tot Valentina m-a adus acum 10 ani să facem să stăm aici, să facem un centru de echitație. Și că tot Valentina mă va muta în următorii 2-3 ani ca și om care voi locui în Vârful Câmpului. Sigur că nu pot decât să-i mulțumesc Valentinei și oamenilor care m-am întâlnit și care am muncit și care muncesc aici. Despre viitor aș vrea să vorbesc și asta este o promisiune. Cu siguranță că în câțiva ani acest titlu, cetățean de onoare care mă obligă, și eu merg pe principiul că nimic în viață nu este întâmplător, că doar Bunul Dumnezeu ne iubește și ne dă nemăsurat și că tot ce primim trebuie să întoarcem. Dacă primim cu adevărat ceva, trebuie să întoarcem, trebuie să dăm. Și mai întâi trebuie să dai ca să primești. Aș vrea ca în câțiva ani să fiu cu adevărat un cetățean de onoare și să spun, așa cred eu, da, sunt lucruri pe care le-am realizat împreună cu oamenii, cu eforturi, cu sudoare, cu dragoste față de locurile astea. Mulțumesc celor care m-au propus, mulțumesc Consiliul Local care m-a votat. Încerc să mă focalizez, să mă străduiesc, să mă echilibrez, să vă fac cinste, să vă reprezint așa cum trebuie în toate locurile în care am să fiu prezent prin activitate și prin ideile mele. Vă mulțumesc foarte, foarte mult!